Șepșiș și-a consolidat locul în zona de play-off după ce a smuls in extremis un punct cu FC Botoșani. Dimitrov a marcat la ultima fază și l-a îngenunchiat la propriu pe Croitoru. Frigul de la Sfântul Gheorghe a făcut ca cele două echipe să-și tureze greu motoarele. Singura fază notabilă a primei reprize a adus și deschiderea scorului. După reluare, Keita a majorat avantajul moldovenilor și părea că FC Botoșan va rupe seria de meciuri fără victorie. Două minute mai târziu însă Mitre a readus speranțele la Sfântul Gheorghe cu un gol norocos. Tensiunea a atins cote maxime în finalul partidei. După mai multe ocazii ratate, covăznenii au reușit să marcheze prin Dimitrov și l-au făcut pe Marius Croitoru să-și arunce hainele de pe el. Niște antrenori până noi golul minutul 94, nu? Din păcate am avut meciul mână. Am pierdut două puncte importante. Cum să nu fii supărat când mai erau 30 de secunde și tu să ții mingea? Joacă minge lungă. Au crezut până în ultima clipă, au luptat și am fost răsplătiți. Sigur, un punct, mult prea puțin pentru ceea ce ne-am propus, dar e bine că n-am pierdut.